Și am ajuns și la răcitoare. Bună ziua, bună dimineața sau în funcție de ora la care o să priviți acest video. Aici avem un răcitor de la un model motor BMW. Nimic în neregulă cu el până acum. Voiam doar să vă arăt o chestie la care trebuie să fiți atenți. Acest răcitor are această valvă sau, da, puteți să spunem valvă pneumatică de bypass. Da, această valvă pneumatică de bypass funcționează cu vacuum. Vacuumul intră aici. Da? E, această valvă pneumatică este acționată, în general, dimineața, da, când motorul are nevoie de un pic de gaz cald de pe evacuare, și murdării pe mâini, când trebuie să recirculă un pic de gaz pentru a încălzi camera de ardere, dar, în general, ăsta pornește dimineața. E, este acționat de vacuum. Dacă vacuumul este spart și nu mai trage această tijă ca să blocheze bypassul, automat că motorul nu va trage pentru o anumită perioadă de timp sau turație. Adică vrei să accelerezi, apeși accelerația, urcă încet și după aceea pleacă. Ce se întâmplă? Când construiește turație motorul, construiește și vid prin pompa de vacuum. Și atunci, de la vid suplimentar, chiar dacă este crăpat sau spart furtunul care duce la această valvă vacumatică, la un moment dat o să o tragă și o să închide și automat gazele arse nu mai intră în admisie prin răcitor și mașina va trage. Dar dacă aveți turație joasă, acest actuator nu va putea închide valva de bypass, iar vacuumul nu va putea ajuta face chestia asta. Da? Pentru că nu are ce să tragă. Deci, aveți grijă când vedeți că mașina merge încet, nu trage până în 2000 de ture, mai ales la single turbo. Nu trage, nu merge cum trebuie. Verificați dacă aveți, în primul rând, furtunul de vacuum crăpat. Furtunul de vacuum este un furtun roșu, o să-l vedeți pe fața motorului și se va duce către spatele răcitorului, pentru că răcitorul, ăsta e spatele, răcitorul așa o să-l vedeți la față, cum s-ar spune, da? Pe partea asta intră gazele din turbo, trec frumos prin răcitor și răcitorul răcește gazele și le bagă în admisie. Dar asta este una din cauzele principale pentru care aveți amestec prost de aer combustibil și pentru care motoarele nu trag până în 2500 de ture, după care încep să-și revină. Pentru că ele nu au suficient supapele astea, valvele astea, nu au suficient vacuum ca să tragă și să închidă bypass-ul. Da? Deci pe lângă gazul care intră pe aici, care intră prin răcitor, care este acționat de eghere, de valvă, mai există și acest bypass care, la fel la rândul lui, lasă gazul fierbinte să treacă în admisie, dar pe alt canal, intră pe aici și iese pe partea asta altă. Mă, până în capăt. Succes!